Consiliul Județean Suceava are un nou membru. Adrian Isepciuc a fost validat în funcție după ce consilierul PPDD, Sorin Isopescu, a demisionat. Noul consilier județean este membru PPDD și a deținut funcția de lez local în cadrul Consiliului Local Pătrăuți. Adrian Isepciuc a primit votul tuturor colegilor din deliberativul județean. Supunem la vot, facem precizarea că persoana asupra căreia vota, domnul Isepciuc, votează votul pentru, împotrivă, Noul consilier a depus jurământul în cadrul Consiliului Județean Suceava. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Suceava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Șeful administrației județene, Cătălin Nechifor, a apreciat noua formulă a deliberativului județean și a urat succes noului membru. Mă bucur că în acest moment suntem, pe de altă parte, în formă completă în Consiliul Județean Suceava, prin venirea unui nou coleg, domnul Isopescu Sorin a plecat, a venit domnul Isepciuc Adrian din partea PPDD, suntem din nou 37 și cred că această formă completă va asigura în continuare echilibru și cred că decizia prin vot va fi în continuare în conformitate cu nevoile noastre, cu proiectele care sunt în derulare și așa cum de altfel am făcut din prima clipă, nu a contat în mod neapărat elementul politic. Chiar din primul moment, atunci când am constituit Consiliul Județean Suceava, am susținut foarte mult ideea ca fiecare grup politic să aibă reprezentare în comisii.